Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la acest videoclip pe acest canal de YouTube Salem Taroco și vom face predispoziția zilei și vom face pe ziua de astăzi, 16 septembrie. Da? Să vedem pentru ziua de astăzi care este predispoziția uh, voastră, dacă poate la locul de muncă, poate în iubire, fiecare în funcție de cum vă veți regăsi în uh, această etalare. Hai să vedem care este predispoziția zilei uh, de sâmbătă de astăzi, 16 septembrie pentru voi. Why, um... În primul rând, văd că voi sunteți persoane destul de diplomate care puteți înțelege anumite diferențe care există între oameni, între voi și o altă persoană, între locul de muncă al vostru și al alte persoane, da? Deci puteți înțelege aceste diferențe dintre voi și nu sunteți acel gen de persoane invidioase. Pentru ceea ce uh, obțin alții și voi nu. Uh, sau poate că obțineți voi și alții nu. Depinde acum de la caz la caz. Dar uh, sunteți uneori și persoane care știți să fiți dulci atunci când vreți. Sau poate că este posibil ca astăzi să aveți de-a face cu o astfel de persoană diplomată uh, care. Știe că există diferențe între voi de statut social, de economice și așa mai departe, dar este acel gen de persoană care știe să vă ducă cu zăhărelul până în punctul în care își dorește. Ceea ce vrea să până obține ceea ce își dorește, da? Bun. Doar că fiți puțin atenți, atente pe ziua de astăzi la această persoană pe care, de, pe care am descris-o, pentru că este posibil ca această persoană astăzi să fie destul de superficial, superficială și chiar să vă mintă cu ceva. Pot să vă spun destul de clar că astăzi, având de a face cu această persoană, indiferent că vorbim, despre o persoană în iubire, indiferent că vorbim despre un colaborator, un șef, un prieten, da, orice de această natură, da, este o persoană în care nu vă puteți pune încrederea, o persoană pe care nu vă puteți baza. Aici voi, da, poate considerați că această persoană vă poate ajuta, că această persoană să ieșiți din anumite situații, că această persoană, da, este, vrea să și își dorește să vă ajute, da? Însă, din păcate, lucrurile nu sunt chiar așa pe cum această persoană vrea să arate. Aici mai pot să spun că sfatul pentru voi în acest caz este să aveți grijă ce spuneți, cui spuneți, cu cine bârfiți, cu cine povestiți, la cine dezvăluiți. Secretele voastre, problemele voastre și așa mai departe. Pentru că, așa cum am spus, această persoană la care voi vreți să dezvăluiți aceste secrete nu este o persoană de încredere. Și, după, s-ar putea tot voi să rămâneți uh, destul de dezamăgiți, dezamăgite și chiar să fiți destul de uh, confuze pentru că nu înțelegeți de ce această persoană întâi și-a arătat prietenia, și-a arătat fidelitatea, și-a arătat sinceritatea, iar ap mai apoi vă trădează. Păi tocmai din aceste motive... Această persoană vă trădează pentru că această persoană nu este o persoană de încredere, este o persoană care este pe lângă voi doar atât cât are nevoie, după care nu-i pasă dacă vă trădează sau nu. Aici mai poate fi vorba că voi deja, poate ați spus deja la această persoană, dar cu siguranță până, până seara sau până cel puțin a doua zi veți auzi ceva din ceea ce ați povestit la această persoană și pe care această persoană le spune mai departe. Aici poate să fie inclusiv vorba și de un loc de muncă, care această persoană vine și vă spune, uite, am găsit acest loc de muncă, e foarte bun pentru tine, nu vrei să te angajezi, un pic de atenție pentru că, așa cum am spus, nu este de încredere. Această persoană, dacă voi mergeți la locul de muncă pe care vi-l recomandă, această persoană are anumite beneficii și tocmai din acest motiv încearcă să vă arate voi fața frumoasă a jobului respectiv pentru ca voi să mergeți în locul respectiv. Dar la fel nu este ceea ce vi se promite, nu este ceea ce vi se arată, din afară, știți cum se spune, din afară vopsit gardul înăuntru leopardul, cam așa și cu acest loc de muncă sau în cazul în care primiți o ofertă să cumpărați o casă, o mașină, orice de acest gen, un pic de atenție. De ce? Pentru că la început, da, pare ceva frumos, pare ceva Uh, Va a da norocul peste voi ceva de acest gen, însă uh, mai apoi să constatați că lucrurile nu sunt uh, chiar așa de roz cum uh, vor să pară. Uh, această persoană vrea ca voi să deveniți destul de îngăduitori uh, și să vă lăsați destul de ușor influențabil, influențabilă. Este bine să vă reanalizați uh, acțiunile uh, și să vă să reanalizați tot ceea ce vă spune această persoană pentru a vedea dacă merită sau nu merită să aveți încredere în această persoană. De ce? Pentru că această persoană spune foarte clar că știe să folosească cuvintele pentru a vă atrage în capcana sa și pentru a-i fi prieten, nu inamic. Uh, cumva această persoană se teme uh, ca voi să-i fiți uh, inamici, dar uh, în același uh, timp nici nu uh, face ca să existe o relație uh, bazată pe prietenie adevărată, ci face lucrurile doar în uh, în stilul său caracteristic, dar decât să piardă ceva ce poate câștiga, mai bine să vă aibă pe voi acolo aproape, pentru că cumva consideră că sunteți destul de ușor influențabil, influențabilă. Voi se poate întâmpla să... Fiți acele de pe, gen de persoane care sperați la o viață mai bună, care sperați să, ca lucrurile să funcționeze mai bine, poate în relații și așa mai departe, dar cumva pentru că nu vedeți că puteți obține aceste lucruri, posibil să clacați și să spuneți, a, mă mulțumesc și cu ce am, însă este bine totuși să visați într-adevăr la mai mult de atât, pentru că într-adevăr se poate, dar nu alături de această persoană pe care o aveți alături în acest moment. Se pare că sunteți persoane destul de temătoare, dar fără motiv și vă e frică cumva că trecutul va ajunge din urmă. Nu, trecutul nu va ajunge din urmă. Voi trebuie să gândiți în permanență spre viitor, nu spre Trecut. Cu cât gândiți mai mult la trecut, cu atât uh, se, uh, acel trecut oarecum revine în prezent. Aici poate să fie vorba inclusiv de faptul că vă e frică că o persoană din trecutul vostru reapare la voi. Da, persoana respectivă poate reapărea, nimic de zis, dar asta nu înseamnă că uh, voi trebuie să acceptați această persoană. Dacă există o astfel de situație, atunci se înțelege foarte clar faptul că. Această persoană știe că se poate întoarce la voi pentru că voi sunteți destul de ușor influențabil sau influențabilă și atunci poate profita de acest lucru pentru a se întoarce. Ideea este că odată ce se întoarce această persoană înapoi în viața voastră, există foarte, foarte multă. Confuzie din acest punct de vedere. Iar voi vă veți simți tot mai confuz, nu veți mai ști în ce direcție să mergeți, nu știți dacă uh, să mergeți uh, înainte așa cum ați pornit pe un drum separat de această persoană sau să vă reîntoarceți la persoana respectivă. Deci, aici, puțin. De atenție în ceea ce hotărâți, pentru că cumva voi sunteți în momentul în care revedeți această persoană, sunteți la răscruce și nu știți dacă să alegeți albă sau neagră. De preferat ar fi să reanalizați situația și situația din trecut și situația actuală și să vedeți unde duce viitorul vostru și ce vă doriți de la viitor. Pentru că dacă vă doriți să vă reîntoarceți în trecut. E clar, nu vă oprește nimeni și vă puteți reîntoarce. Da? Dar această persoană, într-adevăr, mizează pe acest lucru de a vă reîntoarce. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!